Gheorghe Tadic este nemulțumit de modalitatea de organizare a turneelor care nu se mai joacă pe terenuri neutre, cât și de anumite aspecte legate de testările PCR care trebuie făcute la fiecare turneu. Așa cum știți, dacă spui adevărul, ești sancționat. Deci, deci condițiile astea, care le vedeți aici, sunt curioase și sunt curios până când se vor întâmpla. Și până când se vor întâmpla turneele astea de un meci, am cheltuit 800 de milioane pe teste PCR din 5 în 5 zile în ultima perioadă. Dar e bine așa că se joacă, uite, s-a terminat și luna martie, trebuia să termine și turul campionatului, o să se termine și turul campionatului cândva, să vedem dacă se termină și campionatul, probabil că la un moment dat se va întrerupe și se termină competiția, iar noi avem probleme cu finanțatorii. Mari, mari probleme cu finanțatorii. Întrecerile interne din România sunt singurele din Europa care își desfășoară etapele în sistem turneu. Turneu care, în 9 cazuri până acum, a însemnat câte o etapă. La feminin, cele 14 etape s-au desfășurat până acum la Sfântul Gheorghe, cu 6 runde, București cu 4 runde, Ploiești, Brașov, Vâlcea și Baia Mare câte o etapă. Urmează ultima rundă din tur, care se va juca tot în capitală. Echipele din Sud și, în principal, cele din București au fost avantajate, în primul rând, din punct de vedere financiar. Jucăm mereu în... Noi suntem mereu în deplasare, pe când alte echipe joacă de 5 ori pe teren propriu. Și niște prafuri pe la unele au mai jucat odată așa, pe acasă. Gen ce a fost turneul de la Vâlcea sau de la Baia Mare. Deci n-apucăm să ajungem acasă, că trebuie să ne întoarcem la București. N-am apucat acum să plătim testele astea PCR 6.000 de lei, 60 de milioane, că trebuie să ne ducem acasă, să luăm dimineața, să ne ducem să le introducă din nou obiectele NAS, deși cred că și antigenul ăsta, ce spunea ministrul sportului, sper să se bage cât mai repede sau măcar din rături, pentru că, spre exemplu, în Ungaria sunt plătite de către Federația Ungară și atunci e cu totul altceva. Dacă dai, te costă 800 de milioane plătire o echipă. Alții mai mult, sigur că cei care au fost și în cupe europene îi costă mai mult, dar competiția nu știu ce are de câștigat. Liga Florilor este cel mai întârziat campionat din Europa, dintre cele care contează. Până în iunie mai sunt de jucat încă 16 etape. Practic, în acest moment nu se știe când și cum se va încheia acest sezon.